Salut, draci! Voi face citirea pentru perioada 1-15 noiembrie, o perioadă destul de agitată, cu foarte multe tensiuni, cu evenimente care pot fi legate de finanțe, de aflarea unor lucruri secrete, dar și evenimente care sunt pe axă de pământ, apă, deci ne-am putea aștepta la fenomene naturale care să ne afecteze. Veți primi horoscopul 1-15 și fiecare zodie se poate regăsi astfel încât să vadă ce poate să fac în această perioadă. Și bineînțeles, tarotul. Voi sunteți hotărâți să începeți un proiect nou. Este ceva care vă solicită foarte mult, dar vi-l și doriți acest lucru foarte mult. Deci, poate fi vorba de o călătorie, de o relație nouă, de un proiect de afaceri, ceva care să vă aducă o energie nouă, de educația unui copil. Și vom vedea pentru voi și iată, voi vă doriți să ieșiți din stagnare. Acest nebun arată că aveți o perioadă destul de lungă de stagnare și vă gândiți să faceți ceva, să luați o inițiativă. Dar acest lucru arată că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți și totuși sunteți hotărâți să mergeți mai departe, chiar dacă nu primiți ajutor din partea celorlalți, voi sperați la divinitate. Sperați că veți face totul cu inimă curată și veți avea acest ajutor din partea divinității. Acesta ar fi principalul aspect. Cert este că acest nebun, el își asumă un risc, fiindcă știe că nu va reuși fără bunăvoința divinității. Trebuie să fiți foarte atenți în ce vreți să vă băgați și ce vreți să faceți. În ceea ce privește fericirea, în fericirea voastră, poate fi vorba de o iubire, poate fi vorba de distracții, de creativitate, de hobby-uri. Voi ați luat o schimbare. Această schimbare vă doriți să vă ducă spre ape liniștite. Să fie o schimbare care să vă dea o perioadă liniștită. În schimb, vorbind de roata norocului, poate că unii dintre voi chiar veți participa la un concurs, la un curs de perfecționare. Veți încerca să studiați ceva sau să călătoriți și veți spera să aveți noroc. Același lucru, în final, speră și nebunul să aibă noroc. Așa și voi aici veți spera să aveți noroc. Dar această roată a norocului niciodată nu veți ști dacă va fi în favoarea voastră sau în defavoarea voastră. Este bine să încercați să vă apropiați această roată, astfel încât să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat. Să păstrați o corectitudine, să vă ascundeți scopurile și, în primul rând, să fiți perseverenți în această atitudine și veți primi cheia puterii, ceea ce vă doriți voi, în palma voastră. Vom merge mai departe la resurse.
resursele, bunurile materiale s-ar părea că sunt afectate de o femeie cu ascendent zodie, lună plină, vărsător sau un gemeni. O femeie tânără, o femeie care fie a dus vorba de colo-colo și a informat cum ar veni persoanele rivale sau chiar a făcut acest lucru intenționat și poate să vă aducă o verificare, o inspecție, o situație care vă pune cumva în încurcătură. Trebuie să fiți destul de atenți la acest paș de spade. Legat de locul de muncă sau chiar și de sănătate, s-ar părea că voi preferați generozitatea. Vreți să fiți generoși, dar să fie și ceilalți generoși cu voi. Adică vreți să oferiți, dar să vi se și ofere. Este un aspect destul de benefic această generozitate. În schimb, ceea ce privește cariera voastră, fie că este vorba de o reușită socială, fie că este vorba de familie, de cămin, de loc de muncă, veți avea un moment dificil, am putea spune, fiindcă acest prinț de bâte vine și vă aduce o veste legat de ceea ce voi sperați să vi se împlinească. Acest lucru poate să fie bun sau rău, fiindcă săgetătorul aduce aceste vești bune sau rele. Pentru voi, comunicarea înseamnă totul. Și vă gândiți că dacă veți comunica foarte bine cu anumite persoane, frați, surori, vecini, veri, veți reuși să țineți sub control o situație dificilă, să puteți să vă protejați calea în viață, să puteți să vă atingeți un scop. În primul rând este această speranță să vă folosiți de dreptate și de adevăr. Să vorbim mai departe de contracte și de relații. În contractele voastre, contracte, asocieri, procese, s-ar părea că aveți aici un moment de dezamăgire. Sunteți dezamăgiți. Ați vrut ceva, ați sperat ceva și de fapt vă dați seama că totul nu a mers? Ați vrut să ajungeți la acest castel și nu aveți cum să treceți râul? Va trebui să vă întoarceți înapoi, să refaceți tot traseul acesta? Vi se pare imposibil numai cu cele două cupe avute în spate pline. Deci am putea spune că este un fel de nemulțumire. Este o nemulțumire care în primul rând vă implică și pe voi. 9 de cupe arată că în relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, voi vă simțiți foarte bine. Și arătați acest lucru, că vă simțiți bine, vă înțelegeți bine cu ceilalți și aveți relații foarte plăcute. În ceea ce privește familia, căminul, relația cu partenerul de viață, relația cu un părinte, cu tatăl, are un blocaj. Dar acest blocaj nou de bâte vă arată că, de fapt, trebuie să vă ascundeți scopurile și veți reuși să depășiți această situație. Adică este un blocaj, dar este mult mai ușor și mult mai benefic decât un 9, un 10 de spade. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, renașterea, vine din partea unui rege de bâte. Acest rege reprezintă un bărbat cu ascendent zodie în leu. Este un bărbat peste 50 de ani, creativ, dar el întotdeauna promite că îi va ajuta pe ceilalți, că îi va susține, că va lupta pentru dreptate, pentru adevăr. Este totuși o persoană care își urmărește anumite scopuri ale lui
dar poate ca urmărindu-și aceste scopuri să vă ajute și pe voi în această schimbare, transformare la care voi ați apelat, fiindcă este o schimbare a voastră, ați apelat la această persoană să vă ajute. În schimb, când vorbim de secrete, karma voastră sau sacrificii, aveți lumea. Lumea este un fel de talisman al norocului. Lumea arată că vă doriți să aduceți schimbarea în viața voastră, să aveți o schimbare foarte puternică în viața voastră, o schimbare care este legată de ideile voastre, de gândirea voastră, de mental, de sentimente, de relații, de comunicare, de energie, de vitalitate, de creativitatea voastră. Este o schimbare care depinde numai de voința voastră. Totul este la dispoziția voinței voastre. Voi veți decide cât timp va ține această schimbare. Este un moment benefic, să știți, este un talisman al norocului. Aceasta a fost citirea pentru voi, racii. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă această citire vă ajută, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă sau transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!